Din cei aproximativ 120 de elevi care au susținut examenul de bacalaureat în acest an la Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, doar 3 au reușit să promoveze acest examen. Păi și atunci se respinge. Eu ce respinge? Nu-i unul. Toți se respinge. Ia, cât ai picat, frate? Tu ești tu, domnule. Da, 3,40, 3,50. Ia stai, frate, cât ai? Limba română, 2,20. Matematică, 3,40, biologie, 3,50. Băi, ești nebună. Trei absolvenți ai Colegiului Național de Transporturi Auto au reușit în această sesiune să treacă de examenul de bacalaureat. A fost mai ușor, dar s-au pregătit și mai mult de această dată. Am luat, îți dai seama, 5,16 media. 5,16, 6,16. Păi da, îți dai seama oriunde. Munca s-a văzut, s-a dovedit. Ce note ai avut în general la... În general sau la... 6,90 la română, 7,65 matematic și 9,45 la biologie. Îți era frică că pici la ceva? După ce am terminat cu toate, nu mi-era frică pentru că știam ce am făcut. Mi-era înainte să văd variante. Extraordinar, nu mai am cuvinte. Te așteptai să pici? În mare parte, da. Ce le transmis colegilor care au picat bacul? Că sunt foarte mulți. Poftă în continuare. Am învățat cât de cât acum la pregătire și, nu știu, sper să ia și ceilalți în toamnă. Cu ce medie? Nu mă uitai la mine, mă uitai decât la note. A fost greu? Da, chiar a fost bine. De data asta nu a fost chiar atât de greu, dar dacă nu înveți, întotdeauna o să fie greu. Asta ai e. Mai dat bacul? Da, am mai dat și anul anterior. Și față de anul anterior? A fost mai ușor și, ce să zic, contează foarte mult pregătirea asta. Te-ai pregătit și tu mai mult? Da, da. În schimb, cei care nu au reușit să treacă examenul spun că vor învăța mai mult pentru următoarea sesiune. Mă pun pe învățat, că acum am decât la una, e mai ușor. Și la română ai picat? Asta e, a picat la ultima parte, n-am prea scris și normal să nu dea. Nu ai prea învățat. Nu prea, mai mult m-am învățat la matematică, la chimie, mai grele. Contestațiile s-au putut depune până la ora 16. Cea de-a doua sesiune a examenului se va desfășura în perioada august-septembrie, iar înscrierile vor începe pe 15 iulie.